Bună seara, domnule Petre, și felicitări pentru această victorie la scor împotriva celor de la CFR. Ce s-a schimbat față de meciul din tur? Bună seara, mulțumim pentru felicitări. Ce să se schimbe? Faptul că am reușit să marcăm, că situațiile pe care le-am creat, le-am valorificat, le-am fructificat și atunci victoria cred că a venit normal. Vă așteptați la o diferență atât de mare? E cea mai mare în ultimii 8 ani între cele două echipe. Înainte de joc, nu cred că mă gândeam chiar la așa o diferență de scor, dar după aspectul jocului și după ceea ce s-a întâmplat pe teren, cred că victoria noastră este pe deplin meritată. Chiar cred că puteam să mai marcăm câteva goluri. Cum ați reușit să-i motivați pe jucători? De exemplu, Moruțan a părut că e un supraom, își dorea mai mult decât vreodată să înscrie în această parte. Da. Și au contat foarte mult și faptul că nu mai reușisem o victorie împotriva celor de la CFR de ceva timp și motivația vine și din asemenea momente când îți dorești să demonstrezi că poți să învingi orice echipă și mă bucură evoluția tuturor jucătorilor. Echipa dumneavoastră a părut mult mai concentrată decât echipa adversă. Ați și profitat de niște greșeli personale când ați înscris primele goluri. Unde s-a făcut diferența? Consider că am beneficiat de niște greșeli ale adversarilor, dar totul datorită presiunii pe care am exercitat-o asupra adversarului. Pentru că nu i-am lăsat să gândească, am fost foarte agresivi și am forțat să greșească și am speculat aceste momente. Mă bucur faptul că am reușit să marcăm, că ne-am mai creat și în alte meciuri situații de genul ăsta când forțam adversarul să greșească, dar nu reușeam să marcăm atât cât ne-am fi dorit. În seara asta ne-a ieșit, am fost destul de foarte agresivi, așa cum doresc, la fiecare joc și cred eu că dacă păstrăm același ton și aceeași agresivitate, va fi foarte bine pentru noi. Demonstrează această evoluție extraordinară faptul că sunteți principalii favoriți la titlu și aveți cele mai mari șanse acum să terminați pe primul loc sezonul regulat? Da, mai sunt două etape. Așa cum am mai spus, nu cred că acest rezultat este decisiv. E important pentru noi că ne-am desprins un pic. E important pentru moralul nostru, pentru ceea ce urmează. Însă totul se va decide în play-off. Tănase a fost motivat de declarațiile antrenorului CFR-ului că, mă rog, a dat de înțeles că l-ar dori, nu i-a dat numele, dar l-ar dori la echipă? Adică genul ăsta de jocuri au contat? Nu știu ce să zic, nu cred. Tase e un jucător experimentat deja, nu cred că intră în asemenea jocuri. Și faptul că a avut o vârstă bună și în seara asta e ca o confirmare a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu el și la antrenamente și la jocurile pe care le-am disputat. Echipa dumneavoastră, pe lângă faptul că a obținut victorii pe linie, nu a primit gol de 5 etape. Cât de rău vă pare acum că se întrerupe campionatul pentru Da, e bine când nu primești gol. Înseamnă că apărarea își face treaba, de fapt toată echipa, nu numai apărarea. Da, putem să ne gândim și la aspectul ăsta, că am putea să ne pară rău că nu continuăm meciurile din campionat. Dar cred eu că după o perioadă foarte grea pentru noi, o perioadă din punct de vedere al încărcăturii emoționale și presiunii care a fost, cred că e bine venit o pauză pentru unii dintre jucători, cei care vor rămâne acasă, că ceilalți care merg la eloturile naționale au altă presiune. Va lipsi și un atacant de care eu clasic, Bucusici fiind accidentat, în această idee, cu cine veți rămâne la antrenamente? Da, am făcut o listă sumară, așa, mai am vreo 5-6 jucători, dar vom completa cu jucători de la echipa a doua, plus din Academie și ne descurcăm în perioada asta. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Seară bună! Am văzut acolo la fel. Am făcut ce? Am văzut acolo.